Salut și bine v-am găsit, youtuberi, Casian la datorie aici cu încă un episod din Tabs. Tu a trecut, a făcut un pic de caterincă și trebuie să facem și mai multă caterincă, deoarece jocul ăsta îți dă șansa să râzi din plin, sincer. Datora trecută am jucat Sandbox, a fost ăsta în care îți dă bani limitați și playground-uri, să zic așa, am jucat ăsta cu biserica, că este o arenă deschisă. Și văd că aici toate astea sunt... Ce zice asta? Sandbox, de la Sandbox înseamnă... Stai, Simulator. Simulation. LOL, tata, ăsta e că și la Simulation, arena, aleluia, tare, o să jucăm pe toate. Dar mai întâi am zis că facem asta de un pic de cap... Nu multiplayer, tati, campaign. The introduction of the game, the adventure, the challenge, dynasties. Wait, what? Pirates? Ia stai, dinastii, campanii cu dinastii, să jucăm cu samurai. Deci că facem un bit de campanii, să ne despre ce este vorba, că până la urmă... Deci am 3500 și având în vedere că... da, ăștia sunt... Who are you? Ăștia sunt samurai, deci au 4 samurai. Deci astea-i dinastiile. N-am jucat până acum campanie, așa că face tot ce posibil. Cu o 3500 de bănuți, ia să vedem. Viking, tribal, clubbers. Ia uite aici, niște clubbers. Tâng, bă, nu la ăștia, la înțifrată, la noi. Noi suntem aici o echipă de deștia, de hugă-buga. Hugă-buga ciocaza, bun. Mamutul e cam scump, tati. Du-te și dă spum. Cum să iau mamutul, tati? Spartani, where are the Spartans? Hoplață, where these are the Spartans. Facem aici o grămadă de Spartans. Nu avem halflings. Nu avem halflings. Uite ăștia care dau cu capul, headbutters. Gata. Fight! Atacați! Pentru patrie și popor! This is Sparta! Veniți să vă batem! Furați-le sabie, băi! Dă-ți-le! Dă-i cu caia în cap! Uite ăsta că am viat! Ce păcate de dă, fratele meu! Ioi! Gigi! Eu te știu, s-au bătut, eu te... Gașca mea nu poate, bun, uite cum s-ar frate repede! Bă, nu spune că samurai îmi bate echipa! Wait, what? Nu cred! Bă! GG, spartanilor, ce faceți? Uite, echipa noastră! Yes, am câștigat primul! Nice! Deci dinastia a fost... Deci acum am 5500 de gol. Măi, mai fain decât Sandbox. Adică oarecum e mai fain. În ce sens? Că îți faci oarecum strategiile. De oricum eu mă bag aici The Brawler. Și-a zis aia, The Vikings. De la tati că merge cu Vikings în față și... Uai, berserkerii sunt tari. Ia să te mai avem bani? Ceva bănuți? Vikings? Tribal? Bă, dar cum mă, tati ăștia? Alo? Ia să vedem ce facem acum. Băieți! Nu, tati, acum o sărit tati! Bă! Ce-a fost aia, frate meu? Au sărit pe ei! Bă, eu te pe cum sar, bă! GG! Ce faci? Ăștia sunt, văd că samurai. Nu sunt samurai, sunt ninja lăi. Dar nu-i corect, frate. Noroc am ăștia cu scuda degeaba, nu. E cum să-i bat? N-am cum să-i bat. Stai că ăștia sunt cu ninja lăi, așa, mă. Catapulte, ancient. Bă, dacă-l fac pe zeu, nu îl fac eu pe zeu, că mă bat, samuraia. Ia să vedem ce mai avem acolo. Halflings! Bă, direct ia să sară copii. Bă, știi ceva? Nu e de aerea. Rut! Facem așa o rundă de halflings, încă o rundă de halflings, uite aici încă una și încă una că ăștia sigur o să ne ajute, ăștia sunt copii aia furăcioși, le fură săbile la spadasin. Și acum avem, ia să vedem ce mai avem aici, stoner, clubber, bă, dar avem nevoie de ceva să arunce cu ceva, știi, ceva, nu știu, să arunce, arcaș, balistă, sarisa, zeus, nu, ice archers, o valchirie, valchirie, asta e șefa voastră, I'm your boss. Și acum facem arcaș. Nu marcaș. Nu mai facem un hafe. Nu mai avem? Gata. Și acum dăm un fight! Hai copii! Săriți! Arcașii. Copiii bat samuraii. Ia uite ce bătăută dă. Cad copiii! Ajutor! Ăștia cad. S-au sinucis copiii. Hai arcașilor, trage! Ting, așa. Bă, fii atent că copiii bat ăștia! Și se pare că un copil a ieșit afară, l-a prins, i-a dat un RKO, s-a pus ninjalul ăsta trage, pac, îi dă un knockout la copil, pac. Ăștia se pun pe el și dă bucăți, ia uitați-vă. Nu se poate, nu se poate, sper, nu cred. Arcașii mei câștigă, pentru că sunt arcași de gheață. Yes, hai tati, trageți în ei, hai, good job. Arcașilor, suntem pregătiți. Suntem cei 5 fantastici. Ia uita, cei 5 fantastici sunt în acțiune.
Se pare că ăsta o să cadă. Mai un pic și cade în gol. Fuck, nu, nu, hai, troc, hai, troc, tătâng, hai, ice, ga, ice, buf, e dead. Buf, buf, încă o tură, hai, hai, GG. Nu, 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 ce-a fost asta? Nu, nu-i corect. Halflings, nu-s bun, Halflings. Nu, ce, what was this? Stai, deci, dacă vin ninjalei pe aici, o să pun doi arul din ăștia, așa, doi din ăștia, bărzări, că ce-o fi ei. Și Protector, Stoner, Bowman, Chieftain, Mamut. Cred că mi-aș pune un Mamut, dar sigur mi-i bate. Pun un Minotaur. Încă un Minotaur. Nu, nu mai am bani de Minotaur, frate. Fermier. Crrr, pune fermier. De ce să facă fermier ăștia? Boom. Boom. Iute, fermierii cu sulița, cu asta. Ce sunt ele? Cu grebla, cu hai. Se pare că ninjalăi ăștia care dau cu șurichenule nu câștigă. Bă, tati, ce naiba, fratele, ne bată ăștia? Atâta, tati, ăla-i! The powerful of fermierii! Fermierul cu coasa, he dead. He just dead, e mort, s-a dus. Și acum ăsta dă, poc! And he s-a dus. Ăștia sunt cei mai tari, the brawlers. Poț! Headshot, poț, încă o dată. Dă-i, tati, yes! Și se pare că voi câștiga. O căzut un ninja lău, mai sunt doi, exact doi. Hai, tati, hai, dă-i! Ăla nu mă dezamăgi. Dă-i, 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 dă-i. Nu! Nu cred! Nu! De ce m-ai trădat, frate? Cum te-ai putut să mă rag? Bă, tu până acum atâția! Tu și cu ochii tăi, fratele meu! Aaaa, ok, stai! Main menu, nu mai... continuăm cu altă planșă. Dăm pe alt campaign, The Adventure. Ia să vedem ce mai avem aici la Simulator. Dynasty... The Challenge, ia să vedem! Arkers and Friends... Ice Arkers and Friends, Wild West... Pirați! Hai să punem niște pirați, ne vedem cu pirații! Because why not? Ok, deci avem aici o echipă de pirați. Echipa Pirate, ăștia sunt din Jack Sparrow. Nu, ăsta sunt de Barbossa sau Blackbeard. Și noi avem aici la... se pare că pot să pun mai mulți. Dar n-am foarte mulți, să vedem. Am ceva de Pirates aici, n-am de Pirates. N-am nimica. Ah, stai. Musketeer! Punem niște Musketeer așa. Pac, frumos. Și restul... Painter, mergem să-i pictăm. Hai, drăguților, e timpul să vă pictăm. Pac, pac, iau-te aici, Musketeerii. Oh, veni să vă... what the shoot is this? Bă... Iată cum îi bate, ia de aici, ne de aici, ne să-ți pictez fața. Nu mă mai picta. The shoot is this, hai, Musketeers, trageți, fraților, că de-aia sunteți angajați. V-am luat de pe eBay. Hai, mă. Pac, pum, bang. Și piratul dispare. Bum. Ce bucat eu, dar... Uite cum îi bate, fratele meu. Bă, Gigi. What is this? No, săraci pirați. Bum, iată câte un croșel. Pac, eu tras una în picior. Knockout. Ce mai dă una? Bam, bam, bum, bum. De la fiecare așa câte un croșel. Se pare că painterii nu-s buni. Să vedem ce dinastie facem. Samurai, nu ninjalăi. Dar ninjalăi nu-s așa de bun. Dragon! Wait, what? Asta nu-i dragon tata, este dragon chinezez. Nu-i cine știe ce. Facem așa. Gata. Bătălie! Cu scutul și cu dragonul înainte. Ia ca, fii atent că arde. Arde-i, tată, arde-i. Pentru glorie, patrie și popor. Te ardem în dormitor, hai. Și gata, se pare că sunt câștigător cu dragonul meu care sare. Hopa-țopa, hopa-țopa, George și Captain Foca, hai. I-a dat un croșeu, victory. Stai, defeat blue, perfect. Deci am câștigat până tare. Deci suntem invadați de cei de la Barbossa. Am înțeles, să nu fii invadat pe... Ăștia facem așa, facem niște arcași. Fii atent, facem așa câțiva arcași. Ca să tragă, bineînțeles. Și acum facem doi healeri. Așa, doi popi așa să le descântele ăștia ca să... Ice Archer, Brawler și ce mai avem? Clubber, Spear Thrower și... Bune, Halfling, tati, zărim cu copii pe ei. Copii în acțiune! Și atunci, echipa fantomă, echipa praștie. Se pare că popa încearcă să-i... și copiii se sar. Aleluia, furați-le armele, copilași. Ia de aici, că-s o palmă. Ia zi ce se întâmplă aici. Uite-l pe nenea, înseamnă că... O tras un shot.
te la zboară pistoale, frate, să jonglează cu pistoale, tati. Shoot. Hai că halflingurile sunt, halflingii sunt foarte buni. Da, hai tati, atrageți cu arcule, tati, hai. Arcați-vă că nu-și fac treaba. Mamă, deci fii atent, un halfling îi bate pe amândoi. Hai copilul. Să... Ia de aici. Eu sunt un copil. Am venit să vă furăm armele. Uite ce bucăți dă copilul. Și îl prinde. Knockout. Pac. Se bat între ei. Deci copilul ăsta cred că trăiește într-una bucăță de iată, câte o bucată. I-a furat arma. Vai, Gelu, what is this? Hai, frate Arcaș. Hobbits, frate, hobbits. This is the power of the hobbits. Dragi prieteni, nu uitați să vă abonați în cazul în care... Aoleu, ce e tata? Nu uitați să vă abonați în cazul în care v-ați abonat apăsând butonul de subscribe și să facem cât mai multe like-uri pe acest video minunat și dacă este să mai postez din acest joc așa anumite strategii și să mă pun să mă bat Spatanii cu Perși sau de pe vremea cu Mihai Viteazu sau Ștefan cel Mare să pun armatele, o să încerc să creez eu oarecum în jocul ăsta armatele respective ca să reproduc ce-a fost în trecut. Doar așa de fun, bineînțeles. Bun. Deci ăștia sunt, se pare că își trag cu catapultele, ia sunt dacă iau mamutul. Nu mă fac că fac cu așa un halfling aici, halfling aici, halfling aici, aici. E pun pe copii să-i bate, uite cum o să le fure tunele pe ia fiecare. Paț și paț. Paț, 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 paț. Ia fii atent. Deci ăștia sunt puterea, fratele meu. Ăștia sunt Power Rangers. Sărit! Ce faci aici? Ne dați ori nu ne dați? Pite sau cărradu? De ce bugăză de fratele meu? Păc! Bunul s-a dus! Se pare că s-a bătut pe Happy. Nu, bă, nu spune că am pierdut. Frate, this is not fair. Ăsta ce face, tati? Gata. Hai să dăm pe mai minus, mai căutăm și alte chestii. Am jucat câteva campanii. Ce campanii mai sunt? Spooky, Simulation, Dynasty, The Challenge. Oare ce-o fi la The Challenge aici? Sunt tare curios. După cum au să facă că este de... Ah, pe gheață, tati. Ok, The Challenge. Voi ce sunteți? Conquistador, viking, am 3000 de gold. Ok, se pare că pot să-i folosesc pe toți. Nu știu ce faceți voi, dar o să fac așa o tură de spartan din ăștia. O să pun un minotaur în față, că ăsta fiind... Nu pot să pun minotaur, că e scump. Shoot. O să pun niște arcași. Și o să pun niște halfling. Încă un mic aici. Un copil. Copilul Super Saiyanul. What was this, fratele meu? Berserker, tată, ce sar pe tine, frate, îți dă bucăți. Croșeu, boșeu, mamă mia. Cred că imediat o să reproduc oarecum o bătălie de la Termopile. Da, frate, se pare că arcașii ăștia lor sunt de aia de gheață. Se pare că ne-au înconjurat. Uite pe Leonidas. Se încearcă să-l salveze pe prietenul său. Se pare că prietenul s-a deschis gură și nu mai poate să facă nimica. Plânge. Îl folosește pe prietenul său ca post de țintă umană. Hai, tati, hai. Ăla dansează, fratele meu, ăla cred că se pune. Hai, hai, pff, dead. No. Și se pare că Leonidas o... Bă, frate, nu, câte osulițele de tata? Ia de aici, trabuschi, pâc, și o suliță, în cap, pâc, i-a dat cu scutul în cap. Bă, de ce bate pe arcaș așa, fratele meu? Câștig, nu pot să cred că câștig. La, what was this? Deci cu armată de spartan, clar copilul ăla a fost bun. Ia stai, hai că să dăm pe menu și să reproducem altceva mai interesant. Dăm pe sandbox și bătălia de la Termopilează, dacă putem să o reproducem cum se cade. Ceva așa o strâmtoare. Wild Wild West, clar nu. Aici cu pirații, nu. Cred că aș reproduce de aici Ancient Sandbox, să vedem oarecum bătălia de la Termopile asta, așa, să vedem noi cum ar fi. Deci ăsta este arena, se pare că e oarecum Grecia. Grecia, ceva de genul. Deci bătălia de la Termopile, bun, facem The Power of the Spartans, Hoplite. De aici, puterea spartanilor. Și să facem aici și un Leonidas, cât de curând. Așa. Punem aici zeul lor. Și unde să facem oarecum un Leonidas să semene? Barieră, Scarecrow. Îl facem good. Sacred Elephant, Divine Arbiter.
Mă, știi care chestia? Cred că îl fac pe Divine Arbiter. Ăsta este Leonidasul lor. Bine, Leonidas să stai aici. Aici este în față Leonidas care conduce pe Spartani. Și în față bătălia de la Termopile trebuie să facem de ea Perși. Dar Perși sunt ceva de genul Shield Barriers sau ceva de genul. Erau în față, după aceea ce mai sunt? Sunt Squire, din așa cu... E mulți oricum aici, bătălie pe aici, pe aici. Aici e bărba, bătaie tata. Și să facem pe Xerxes. Xerxes, Mad Mechanic, Tempest Lee, Deathbringer, de oarecum ăsta e Xerxes. Da, ăsta seamănă foarte bine cu Xerxes. Și acum dăm bătălie și this is Sparta! Păsării spartanilor! De timpul să facem Shield Walls! Hai Zeus, am venit la petrecere, am să vă bat pe toți. Și se pare că ăsta-i bate pe toți. Buuu, toate Xerxes-i tare, frate, uite cum îi bate pe toți. Unde e Leonidas? A murit Leonidas. Nu, Leonidas aici încă trăiește. Și a venit cu puterea ciocanului. Pa, greșinarea ciocanului, dată bucăți. Și se pare că Xerxes este un zeu și este greul bate. Și am câștigat. Ca de obicei, cei 300 de la Termopile. Bine, cei 300 de la Termopile, astea sunt cei 77 de la Termopile. Au putut să-i bată pe ăștia. Asta înseamnă că trebuie să mărim miza. Bă, nu la noi, eu n-am nevoie de asta. Skeleton Warrior. Facem câțiva Skeleton Warrior pentru că știți că armata e armata diabolică a perșilor. Și Swordcaster. Ăsta cred că dă cu săbii ceva de acolo. Bine, atunci hai să mai facem și noi cât mai mulți vikingi, nu? Vikingi. De ăștia au hoplites. Măcar până la 100. Așa. Bătaia cere vânt! Și pe care pareați, dragi prieteni, pe care pareați? Se pare că asta cu sword câștigă. Ce babau meu e zis, fratele meu? Leonidas, dă cu ciocanul. Face tot ce poate. Hai Leonidas, dă cu ciocanul. Hider. Blue Victor și am câștigat. Se pare că spartanii sunt de neînvins. Clar, they are Spartans. Ce vreți mai mult? De aia să vedem dacă spartanii se pot bate cu un Minotaur. Sacred Elephant. Sunt elefanți din ea sacri de la împăratul Xerxes. Unde se pune pe Xerxes? Unde e Xerxes aici? Void Monarch, Deathbringer. Ăsta este, The Deathbringer, aducătorul de moarte. Și spartanii și, bineînțeles, și-au adus și copii, câțiva copii de la spartani, că și copiii trebuie să-i pună la luptă. Și acum bătaie cere vânt. Wow, se pare că spartanii noștri câștigă. Ia să vedem să-i punem Zeus, zeul grecilor. What is this, frate? Aleluia. Red Victory. Lol, Zeus a fost înfrânt. Se pare că tura asta Grecia a fost invadată și nu mai putem face absolut nimica. Ok, ia hai că sunt curios să fac încă o chestie. Vreau să pun un Zeus versus un Void Monarch. Azi din care câștigă dintre ăștia doi? Deci un Void Monarch versus un Zeus. Care mai puternic? Clar. Deci se pare că Zeus al nostru o pierdut. Fair and square, asta e. Tipic. Asta, fac un Void Monarch și acum pun 100.000 de clubbers. Ia să vedem aici dacă vine niște huga-buga. Ce se întâmplă? Că atunci, pe vremurile noastre, erau numai din ăștia care se zic: noi dăm cu bâta. Haideți! Dați-mi cap! Furați mașina! Dați-mi cu bâta! What is this? S-a făcut în Demon Hunter. Și acum, mamă, ce bucăți de dă, tati! Deci eu bătut pe clubbers. Hai tate, ce faci? Ne. Ok. Facem acum un Chronomancer. Chronomancer versus un Void Monarch. Ia-ți de în care câștigă dintre ăștia doi. Deci cei buni versus cei răi. Că s-am observat că se transformă nu știu ce, Demon Hunter, Chronomancer, să dă vă că-i tot de bucăți. Ninja, poc! O să tot te teleportează, fratele meu.
Ăsta s-a transformat în îngerul ăla, Chronomancer, Powerful, nu știu ce. L-au bătut! Nu-mi vine să cred că l-au bătut. Bine, ce să nu cred că s-a transformat, așa că nu prea a fost oarecum de aia. Să vedem încă o chestie. Un Void Monarch versus niște spartani. Ia să vedem o tură de spartani aici, cu încă o tură de spartani aici și încă o tură de spartani aici, așa. Aceia sunt spartanii roșii. Paț. The echipă is here. Hai să reproducem bătălia. Ăsta e împăratul Xerxes versus niște spartani. Care vor câștiga? Dă-i bătăle, bătaie. Ce-o fost asta, fratele meu? That is lame, tata, lame. Ok, ce mai putem noi să facem? Că vreau să mai reproduc o chestie, fii atent. Facem așa, un rege. Un rege întotdeauna are lângă ei doi bishop. După care este înconjurat de niște cavaleri. Ăștia sunt cavalerii de la, nu sunt cavalerii de la Termopile, dar sunt niște cavaleri. Bineînțeles, are în spate aici niște arcași care să tragă și în fața lui are ăștia soldăței ăștia micuți, minusculi, care trebuie să-i bage, să moare ca să se sacrifice pentru rege. Nu, no, regele e aici. This is our king! Și acum noi trebuie să-l facem pe Zeus, ca fiind regele nostru, the great king, în care este înconjurat de spartani, de puterni și spartani, care noi suntem foarte mulți. Așa, care ne plac foarte mult. În vedere că regele are doi gardieni, doi minotauri care să-l apere mereu. Și aici avem cei care trebuie să protejeze cu scuturile. Adică cred că. Așa, și acum dăm bătălia secolului, care pe care scutierii și minotaurii atacă. Cavalerii mesei rotunde, what is this? Cavalerii, uite, bă, fratele meu, cred că vă-ți dați seama ce înseamnă asta, dar prefer să nu zic cu voce tare, nu în timpul bătălie, luați-vă o cameră, băieți. Aici, pac, ia să vedem, spartanii unul câte altul, sar să bată cavalerii mesei rotunde. Bă, dar se pare că cavalerii bate, tată, pe spartan, cum? How it is possible this? Și un Archeo, this is Sparta! Ăsta e Leonidas, ia uitați, încearcă să... Lasă-mă să-i bat! Lol, tata, what is this? Unde e regele? A murit regele? Nu, uite bă, regele, l-a bătut pe Zeus! Nu! O, pe aici e grămadă ce revân, fratele meu. Uite, regele încă trăiește. Lo and the king. Ok. De se pare că this was not a great idea. Dar hai să schimbăm un pic trupele. Le ștergem pe astea. Și punem, dacă este, punem și niște baliste. Ia să te dăm cu două baliste, deși nu știu dacă au vreun efect. Aducem niște Valkyrie, nu, Longship, Yard, Icer, Headbutter, cred că Headbutter nea care dă... Noi dăm cu... Masketeer, Hoster, ia suntem Hoster. Aaaa, și-s cavaler din ai lanții. Săriiiiiți! Și nu știu cum au venit cavalerii ăștia, adică... Pac! Se pare că calul i-o dat la picioare, la rege, regele se închiedică! Bă, încă stă ferm pe picioare. Spartanii înaintează cu zeul lor. Băi, fratele meu, ce e aici, tată? Grămadă ce revânt! Regele, am venit să-ți dau una în cap! Ha, Busky, punch! Și proiectil spartan în față! Ok. Ok, this is nice. Mamă! Bă, de nu vine să cred că i-o bătut! Bă, dar balistele astea ce fac, fratele meu? Că nu fac nimica. Încearcă Zeus să-i fulgeră. Bă, deci, frate, până la urmă, cavalerii ăștia-s mai tari decât orice. Bă, nu vine să cred că o să câștige. Regele! Regele versus rege. Se pare că regele a fost... Încă n-o pierdut regele. Timpul să-ți dau una. Bă, care câștigă? He's dead. He just dead, gata, a primit o balistă, this is Sparta.
La limită, tată, la limită. Ok. Hai să mai încercăm încă o chestie și cred că o să închei video ăsta cât de curând. Ne-am visat ora asta. O să încerc să reproduc altceva. Main menu. Vreau să reproduc altă chestie mai interesantă. Oare avem o cetate? Să zic că vreau să am o cetate. Și să protejez cetatea cu... Hai să zicem că asta e cetatea noastră, că e oarecum terenul mai deschis. Deci asta este cetatea noastră, asta e cetatea lui Mihai Viteazu, să zicem așa. Și aici Mihai Viteazu are trupele sale, care protejează cetatea de din afară, da? Și o să încercăm să le produce cu turcii. Acum facem așa doar o caterincă mică. O să fac o chestie și mai interesant, da? Nu în video ăsta. Deci acestea sunt cei care protejează exteriorul cetății. Bineînțeles, o să fie un advisor, care ăsta întotdeauna dă legile, adică dă legile regele. Ăsta este Mihai Viteazu, dar nu știu ce caută Mihai Viteazu aici, nu. Mihai Viteazu cu popa, adică cu popa, cu ăla care protejează. Cavalerii, că sunt anumite cavaleri de elită care protejează pe Mihai Viteazu. Așa. Și mai sunt anumiți fermieri, ce-o mai angajat, ce-o mai găsit el pe acolo, pe undeva, pe unde a putut să mai găsească el. Și acum, pe partea aialaltă. Vin tătarii, hunii, tot, toată gașca lui pește, ia să vedem. Nu, ăștia erau mai mult. Să zicem că ăștia sunt de cei care vor să se, ăștia sunt turci. Ăștia vor să ne invadeze pe noi. Vin în mare număr de oameni și încearcă să ne... Să ne bată, să ne cotropească de pe toate țancurile, părțile. Și acum, bătaia secolului, cetatea Făgăraș este în asediu. Țăranii vin, Mihai Viteazu cu sabia lui încearcă să facă el măcel. Ia să vedem, cavalerii, poc! L-au pus pe cavaler ca să sară în ei, i-o dat una. Mamă, ce asediu, frate! Țăranii, ce-au mai rămas din oameni? Protejați cetatea! Ăștia ce fac aici, frate? Parte mormânt! Bă, Gigi, bătai acolo, nu aici, că n-ați murit! Ne-am lucrat, șeful! Ajutor! Bravo, Gigi, bravo, ia să vedem! Arcaș încearcă să tace și... Mamă mie, ce aici, tată! Bă, mi-ai evitează, mai trăiește? Bă, ce bucăți dă! Bă, l-o omoră pe Mihai Viteazu! Nu! Nu, toți ce mai faceți? Că muri regele vostru! Ăștia s-ar tot? Băi, grămada ce revânt! What is this, guys? Nu, cred că arcași ăștia erau prea puternici. Eu mi-am aminte ca pe vremuri să fie arcași cu gheață. Nu, trebuie să schimbăm un pic arcași, că-s prea... Parcă-s prea overpowered. Parcă-s prea puternici arcași ăștia. Clar că pe vremea lui Mihai Viteazu nu erau ăsta. Bine, hai să faci și la noi câțiva arcași aici, no, hai. Și câți capă cavaleri aici că-i punem în față. Dar aici la ăștia, tata. Ăștia sunt pregătiți cu headbutt. Ia uite aici. Deci dau cu capul, tata, nu spune că chiar dau cu capul. Bă, cred că dau cu capul. Păi turcii aia cam așa, dădeau cu capul toată ziua. Harvester, Potion, Hey Beller, ce mai erau? Hai să mai facem câțiva din ăștia, că erau asediu mare. Bă, stai mă, turcii trebuie să fie mai mulți, mă. Nu, mă, turcii trebuie să fie mult mai mulți. Ia să vedem. Au oarecum un sultan, hai să-l facem și lor un sultan ceva. Hai să vedem ce sultan îi facem. Nu le facem un regele ăștia cu sultan. Uite, ăsta-i sultanul lor, gata. L-am găsit pe sultan și acum asiedem cetatea. Arcaș, țăran, din nou. Comandantul nostru, băi, deci fii atent cum arată aici, fratele meu, deci ăștia sunt turcii. Seamănă cu turcii, nu? Da, chiar seamănă cu ei. Și sultanul în față, bă, da, tata, tu ce cauți în față, sultane? Bă, da, ăștia iară fac parte aici, gangbang? Bă, scuzați. Unde e regele? Regele nostru, s-a dus, bă, Mihai Viteazu, trebuie să rămâi în spate, bă, trebuie să te pun mai în spate ca să te duci în față, frate. Bă, Gigi, ce aici, frate? Se pare că Mihai Viteazu încearcă să reziste. Popa încearcă să-l ajute, să-i descânte. Hai, ajută-l, ajută-ți regele, vindecă-l, că altfel ia bătaie. Și nu, nu, se pare că sultanul acum dă un arc, eu.
puterea! Mamă, sultanul ăsta, fratele meu, este zici că e posedat. Da, de se pare că până la urmă cetatea a fost înfrântă de către turci. Pac, pac. Și pac, dead. Uite, bă, cât armata vine, fratele, pe ce se facă, gata. Cetatea, băieți, a fost cucerită. Ne pare rău, the end. Oh, vai, de mine jocul ăsta e tare caterincă, frate, nu mai pot. Deci mă mai pot plictisi de el. Mamă, ce e cetata. Nu putem să mai face, că mai fac încă o chestie și închei video. Ia să vedem ce mai putem face aici. Bard, healer, knight, uite, shield, deci ăștia, fii atent. Vin așa din toată lumea. O echipă extraordinar de mare. În care, nu știu ce fac, ăștia toporiștii, balloon archer. Ăștia sunt cu topoarele, ăștia nu știu, hunii, tătari. Vizigoții, ostrogoții, ăștia sunt toată lumea. Ăștia vor să ne cucerească. Și... balon archer, nu erau muschetari atunci. Ăsta este șeful ostrogoților și vizigoților și încearcă să ne asedieze cetatea noastră. Proteja cetatea cu prețul vieții. Da, șeful, mergem înainte, marș. Se pare că... mi-a invitează încearcă din nou să facă măcel și echipa praștie. Ia să vedem care că vă câștiga. Bă, frate, dar ăștia sunt cam de vreme. Nu prea sunt de pe vremea aia cu medievală. Sărani, săraci, ce fac? Am venit și noi, facem și noi parte, dăm cu furca, le furăm armele. Ce-i bui, tati? Ce se bată ăștia între ei? Nu. Hai să vedem pe care pariați. Și din nou regele nostru încearcă să-i bată, se bagă în față, dă cu sabia peste tot, pagă, se pare că este nimicit. E mai încă mi-ai dă o dată, mai și calcă peste el. Bă. Ce e asta, frate meu? Nu, iarăși ne bate. Ne-a sediat tătarii, hunii, vizigoții, ostrogoții, toți. Băi, pac. Tânc, tânc. Ia uite cum îi bate fratele meu. Pac, încătără, pâp, dead. Ăsta a fost ultimul nostru țăran. Ok, cam asta a fost pe ziua de astăzi, dragi prieteni. Nu uitați să vă abonați. Dacă nu v-ați abonat, apăsând butonul de subscribe și clopoțelul de lângă. Și să facem cât mai multe like-uri pe acest video minunat și... a fost de caterincă rău de tot. Dar asta nu e ultimul să mai apară și să mai facă, să mai reproduc... de exemplu, bătălii de cum a fost astăzi cu cetatea Făgăraș, mi-a invitează bla bla așa, urmă de cateringă de fan și cu Spartania, chiar vreau să mai reproduc în coadă, cu mai mult, cu maimuți, cu de aia, cu nemuritor, cum era în filmul ăla de la 300. Da, mă, și ăla de 300 de la Spartan, de la Termopil, nu, tu nu la Termopil, Rise of the Empire, și ăla vreau să reproduc așa cum de pe undeal, că m-am văzut că e o mapă de pe undeal, că ăla de la atenienii Shock Combat care să vină pe Perș. Oricum, cam ați fost de astăzi și ne revedem la detalii, dragi prieteni. Bye-bye!